Asta vreau să vă spun. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Angela Rotaru. De-aia am început cu mulțumirile ca să ajung aici. Prima variantă de copertă nu mi-a plăcut, că eu am o fobie la avantgardism. Să n-audă pointilisme, constructivisme, eu am rămas mort la Rembrandt. Mort cu mai mult de Rembrandt, n-am mai mers. E, aceasta a doua cu copertă, eu zic că este poate cea mai frumoasă pe care am avut-o în viața mea, pentru că efectiv simt că asta sunt și că nu vreau să fiu nimic mai mult decât o pereche de ochelari uitați pe o carte și mai ales aburul care iese din ceașca de cafea. Un abur. Mai mult decât un simplu samsar de carte, mai mult decât o aromă de cafea, nu mi-am dorit și nu doresc să fiu. Ultimul lucru pe care mi l-aș fi dorit și mi-l doresc în viață este să fi ajuns ceva gen Adrian Marino.